Spunem bună ziua prietenilor și asociațiilor noștri și urmăritorilor noștri din mediul online, cei care în frecvente ocazii ne-au solicitat câteva lămuriri privind o anumită situație pe care noi am sesizat-o în mediul online și la care la un moment dat și noi am fost părtași în cadrul unui interviu difuzat în mediul acesta online. Stimați prieteni, în 21 februarie 2024 suntem oaspeții domnului Gabriel Ilășoaia din Pașcani, un reputat antreprenor din mediul de afaceri local. De asemenea, o persoană care cunoaște o implicare și un zbucium lăuntric, aș putea să-i spun, care este provocat de o situație extrem de dificilă pe care dânsul o trăiește în acest moment. Mesajele pe care le-am receptat de la ascultătorii și de la cei care ne urmăresc în mediul online au avut strictă referire la campania desfășurată în interiorul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România. O biserică foarte veche și o biserică actualmente supusă la o serie de tendințe de diviziune, dar în direcția aceasta ne va vorbi chiar gazda noastră. Și faptul că în trecut am realizat diverse emisiuni la Radio Catch 22. Acest lucru a determinat pe domnul Gabriel Lășea să ne considere potriviți pentru acest interviu. Nu știm în acest moment cât va dura, nu ne-am planificat, dar înarmați-vă cu răbdare pentru că avem o serie de dezvăluiri și credem noi că va fi interviul anului, așa cum l-am anunțat. Un interviu lămuritor, un interviu care este menit să clarifice și să aducă pace în sufletele celor care își pun întrebări. Și întrebările vin nu numai de la oameni obișnuiți, vin și de la membrii ai unor biserici din alte culte religioase, membrii Bisericii Ortodoxe Române, membrii ai cultelor protestante și au pus cu toții întrebarea: Biserica Ortodoxă de Rit Vechi încotro și care sunt aspectele care fac această biserică veche cu tradiție să fie supusă unei oprobriu public sau a unei părți din public. De ce există acest aparent conflict în interiorul bisericii și vrem să vedem care sunt rădăcinile sale, care sunt substraturile acestuia și am să rog chiar acum pe invitatul nostru să se prezinte. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Gabriel Lășea? Pentru că unii m-au întrebat dacă faceți cu adevărat parte din vreun partid politic sau sunteți într-o lojă masonică, aveți un interes special, legat de politică, să vă implicați în activitatea Bisericii de Rit Vechi sau este doar tradiția familială, este doar credința dumneavoastră intimă în valorile pe care le-ați moștenit de-a lungul secolelor. Bună ziua încă o dată! Bună ziua, bine ați venit la noi la Pașcani. Sunt profund emoționat în fața acestor preocupări pe care le au creștinii și din alte confesiuni religioase. Și aici aș vrea să fac o rectificare. Biserica Ortodoxă de stil vechi, nu de rit vechi, să nu se facă o confuzie între Biserica de Rit Vechi Lipovenească. Biserica de stil vechi este biserica care a rămas statornică după schimbarea calendarului din anul 1924 și titulatura de stil vechi au acordat-o cei care au acceptat calendarul gregorian 1924 în speță Patriarhia Română și au atașat această nedreaptă etichetă de stiliști
Da, de stil vechi, cu toate că noi am rămas păstrători ale vechilor așezăminte. Normal ar fi fost să fie Biserica Ortodoxă Română a celor așa zis de stil vechi, deoarece noi nu am plecat din Biserica Ortodoxă Română. Până în anul 1924, până în octombrie 24, era o singură ortodoxie, Biserica Ortodoxă Română. Într-adevăr, nu aveam patriarhie, era mitropolie, dar nu existau două facțiuni ortodoxe înainte de 24. Dar odată cu această schismă, cu această acceptare a calendarului gregorian în anul 1924 și s-a făcut dovada că a fost un troc politic venit pe linia Constantinopolului, al Patriarhiei Constantinopolului, deoarece aveau interesul cei din Mitropolia Bisericii Ortodoxe Române să fie recunoscută drept patriarhie. Și pentru a fi recunoscută drept patriarhie, la schimbul recunoașterii, au trebuit să plătească ceva. Și au plătit cu adoptarea calendarului gregorian, adică au plătit cu vânzarea dreptei credințe. Aici este cel mai important lucru. Am făcut această mențiune vis-a-vis de rectificarea stil vechi, rit vechi, dar totuși, îndată să facem să înțeleagă pe creștini ortodoxi din România, fie stil nou, fie stil vechi, că înainte de 24 a fost o singură ortodoxie și o singură ortodoxie ar fi trebuit să rămână. Pentru că atunci când s-a adoptat calendarul gregorian în restul, în alte zone ale ortodoxiei, și aici dăm exemplu, în Grecia, da? În Serbia, în Cehoslovacia, în alte zone, atunci noi am rămas poziționați și statornici, nu am acceptat și chiar am format niște anateme pentru cei, mă refer la Biserica Ortodoxă, la slujitori, față de cei care au adoptat și noi nu. Și atunci s-au ridicat anatemele și datorită acestui troc politic de a primi recunoașterea de patriarhie, ne-am vândut dreapta credinței. Deci acesta a fost, am făcut un mic istoric ca să înțelegeți că eticheta de stil vechi este nedreaptă. Noi suntem creștini ortodoxi, păstrători ale vechilor așezăminte. Este singurul aspect acela al schimbării calendarului care a deranjat atunci, la momentul 1924, sau au mai fost și alte intruziuni politice în viața bisericii? Practic, aici nu putem vorbi că a deranjat pe cineva anume, pentru că nu erau formate anumite facțiuni. Facțiuni de stil vechi, facțiuni de stil nou și disputau o anumită zonă de influență. Nu, a fost o singură biserică înainte de 1924. Cel care a rămas statornic pe vechile așezăminte, și aici facem referire la starețul de la mănăstirea Pocrov de județul Neamț, Glicherie Tănase, a rămas în ciuda presiunilor exercitate de cei din Mitropolie, încă nu era patriarhie instalată în România. În anul 1925 a venit recunoașterea oficială, dar vânzarea ortodoxiei s-a parafat în anul 1924, atunci când 1 octombrie a devenit 14 octombrie. Ne-am culcat seara pe 1 octombrie și ne-am trezit dimineața pe 14 octombrie. Da. Da? Și în momentul în care starețul de la mănăstirea Pocrov, Glicherie Tănase, pe care astăzi îl cinstim drept Sfântul Ierarh, Glicherie Mărturisitorul, a rămas statornic pe vechile așezamente. Bineînțeles, intrând în contradicție cu politicile celor din Patriarhie, din Mitropolia, de la și Mirom Cristea, vorbim aici că a fost primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, primul patriarh, cel care a parafat acel document prin care a fost vândută dreapta credinței, a fost statul român din istoria pe care am analizat-o, am studiat-o, au primit
și câteva zeci de milioane de dolari atunci la această vânzare, deci a fost și pe bani, a fost și pe interes politic de recunoaștere a patriarhiei. Și acest lucru doresc să menționez că cei care au rămas statornici pe vechile așezăminte a fost acest stareț Glicherie Tănase de la Mănăstirea Pocrom împreună cu un grup de călugări care s-au retras din mănăstirea respectivă pentru că odată ce nu a n-ai acceptat adoptarea calendarului gregorian, au fost caterisiți și îndepărtați de biserică și s-au stabilit într-un sat din județul Suceava, comuna Râșca, satul Slătioar. Și acolo a fost primul stâlp al ortodoxiei pe vechile așezăminte rămas. Și de acolo s-a format biserica de stil vechi, așa cum au etichetat-o cei din Patriarhie și, bineînțeles, ne-au catalogat a fi cei care, inclusiv Glicherie Tănase și cu călugări, fiind rătăciți, fiind stiliști, fiind neascultători, necanonici. Numai că noi nu prea înțelegem, poate dumneavoastră să ne explicați că ați absolvit facultatea de litere și vă pricepeți. Explicați-ne un pic, cine poate fi eticheta stilist? Unul care rămâne statornic pe așezământele lui sau cel care pleacă și abordează alt stil? Din punct de vedere lingvistic, cred că această denumire, aceste isme, au un caracter depreciativ, au un caracter de un pic batjocoritor la adresa celor care decid să meargă în direcția respectivă. Din punctul meu de vedere, ele pot la un moment dat semăna cu orice alt ism din lumea aceasta și am întâlnit destule isme în ultimele secole. Și aici schisme, 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 dar mai mult decât schisme au fost ideologii politice de stânga sau de dreapta care au tulburat viețile a milioane de oameni, zeci de milioane de oameni în Europa și în lume. Și aș vrea să reiau un pic un pasaj pe care l-ați spus dumneavoastră mai devreme. Deci, din punct de vedere lingvistic, mi se pare un apelativ cu caracter depreciativ, negativ. Și este păcat că cineva nu intuiește valoarea cuvintelor și valoarea, energia pe care o are fiecare cuvânt în discursul nostru. Revenind un pic la ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, în 1924, unul din motivele care au determinat schimbarea aceea de calendar și întoarcerea oiștii bisericii către zona Greciei, nu? Așa a fost orientarea. Către zona Vaticanului. Către zona Vaticanului. Da, deci schimbarea, adoptarea. Deci calendarul gregorian este numele celui care a adoptat Gregorian, Papa Gregorie al V-lea, parcă, dacă nu mă înșel, în perioada aceea, pe vremea acestuia, s-a adoptat în Biserica Catolică acest calendar, zic ei, îndreptat, gregorian. Da? Datorită unor aspecte astronomice, ce țin de... Numai că calendarul nu este o unitate a timpului. Așa este. Da? Și dacă e să facem o paralelă în timp, 1924-2024, chiar zilele trecute ascultam interviul unui fost ministru de externe român, n-am să-i dau numele, toți sunt... Baconski. Nu Baconski, da, și Cioroian. A, Cioroian. Da. Care spunea despre biserica noastră, Biserica Ortodoxă Română, că a primit fonduri consistente de la Uniunea Europeană și a trebuit să fie recunoscătoare Uniunii pentru că ea și-a reclădit lăcașele și a pus ordine în curte cu fonduri europene. Deci eram atenționați de acest ministru, fost ministru de externe, asupra contribuției generoase pe care o are Uniunea Europeană și mă întreb cu ce finalitate sau cu ce scop
sau pentru ce în schimb. La fel s-a întâmplat și în 1924. Ni s-au dat fonduri ca să se poată dezvolta, să fie, să se alinieze la standardul de viață, la civilizația occidentală, care o fie. Războaiele au pornit de acolo, din vest, n-au pornit de la noi niciodată. Și s-au aliniat și iată consecințele. Rupturi, schisme în interiorul bisericii, definirea sau etichetarea unora ca fiind sectari sau, eu știu, există termenul acesta folosit despre da. Biserica Sigur, să continuăm un pic pe acest culoar, pentru e foarte important pentru creștini, îndeoseb pentru creștinii ortodoxi, destul nou, cum zicem, dar sunt creștini ortodoxi, așa ar trebui să ne numim, că faci biserica, parte din biserica ortodoxă. Și ești creștin ortodox, nu știu, dar nu știu. Da. Dar pentru a face această departajare datorită calendarului, da? Adică pentru calendarul iulian, cel pe vechile așezamente și cel gregorian, cel îndreptat, atunci zicem stil nou, stil vechi, pentru ca oamenii să înțeleagă. Deci adoptarea calendarului gregorian, cum am spus, a avut o conotație pur politică și cu un interes major și cu un impact major pe termen mediu și lung, pe care astăzi, după 100 de ani, îl resimțim din plin. Atât noi, cei din facțiunea vechi calendaristă, cât și cei care au părăsit Biserica lui Hristos, cum așa spunem, că odată ce ai provocat această mare schismă, practic ce înseamnă schimbarea calendarului? Da? Că la prima vedere am zice, dom'le, dar ce contează 13 zile? Da? Exact. Da? Ce contează? Contează foarte mult, pentru că, vedeți, Sfinții Părinți, cei care au întemeiat biserica pe cele 7 simade ecumenice, au statuat ca toate acele normative, să spunem, dar canonice, să fie respectate la literă și să nu existe nicio influență asupra celor normative, celor canone, nici măcar la o virgulă. Și cei care vor îndrăzni vor fi dați anatemii. Deci este o parafare, să zicem, o pecetuire a celor 7 sinoade ecumenice, datorită faptului că se cunoștea lupta de a influența în mod destructiv pe creștinii care fac parte din corabia lui Hristos, Hristos de la Dumnezeu. Și în momentul în care s-a făcut această pecetuire, fiecare slujitor al bisericii avea datoria morală, să spunem, de păstor, să țină la curent de fiecare dată pe creștini și să-i țină apropiați pe vechile așezamente pentru ca să nu încalce canoanele și predanile Sfinților Părinți. Numai că în 1954 a avut loc Marea Schismă. Știți foarte bine că s-a rupt Biserica Catolică, 1054, da? De Biserica Răsăriteană. Da? Erau doi poli. Chiar dacă făceau parte dintr-o biserică. Era un trunchi solid, da, un și erau solid, doar două ramuri. Oarecum antagonice, da? Ca viziune. Mai mereu, cei din partea apuseană au avut o înclinație spre politică, spre financiar, spre latura aceasta laică, materialistă, financiară, mai agresivă și care a fost influențată de ceea ce numim noi astăzi globaliști sau globalist. Da? Globalismul nu s-a înființat, nu credeți că s-a înființat din 2000 sau din 2000. Globalismul vine ca o formă de influențare a Bisericii lui Hristos chiar de la începuturi, chiar de la formarea Bisericii lui Hristos. Pentru că cei care fac parte din structura globalistă sunt și cei care îl așteaptă pe Hristos. Cei care nu l-au recunoscut pe Hristos și îl așteaptă pe Hristos.
adică structura evreică, cei evrei care îl așteaptă, pentru că sunt și evrei ortodoxi, Mesianici. da, și cei care îl așteaptă pe Hristos. Și în momentul în care ei nu l-au recunoscut pe Hristos ca fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu cel adevărat și veșnic, atunci l-au așteptat și îl așteaptă până când îl va întrona pe așa zisul Hristos, care este Antichrist. Lucruri despre care se vorbesc cărțile sfinte de sute de ani. Și noi, de la bunii și străbunii noștri, știm, pentru că ne citeau din aceste cărți și ne spuneau: poate noi nu vom, cu siguranță nu vom prinde acele timpuri, dar voi, copiii voștri, copiii copiilor voștri, vor intra în acele vremuri apocaliptice. Și să aveți foarte mare grijă să dați moștenirea dreptei credințe, pentru ca să nu vă pierdeți dreapta credinței. Că dreapta credinței ce înseamnă? Să fie Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos nu este decât una singură. De aceea și simbolul credinței spune: într-una sfântă, sobornicească și apostolească. Dacă îmi permiteți o altă mică paranteză, tot din discursul dumneavoastră, spuneați mai devreme sinoadele ecumenice. Ați spus de câteva ori acest termen. Din ceea ce știu, în perioada vieții mele, tot ce am auzit despre ecumenism a fost ceva de natură negativă. Noastră ați folosit termenul sinoade ecumenice cu o notă pozitivă, o notă apreciativă, în care acele sinoade, acei oameni și-au adus o contribuție specială la fundamentarea tezelor despre tradiție, despre ritual, despre tot conținutul slujbei liturghiei de astăzi. Cum priviți, cum faceți această paralelă ecumenism în perioada medievală, în perioada antică și ecumenism în perioada noastră modernă, începând cu, să zicem, primele decenii ale secolului 20 și ajungând până în perioada modernă? Cele șapte sinoade ecumenice sunt cele care au statuat, cum am spus, toată această activitate a bisericii, atât activitatea păstorilor din biserică, cât și plin Roma întreagă, adică totalitatea creștinilor din biserică, fiecare să știe foarte bine, după lege, cum trebuie să se comporte și care sunt aceste proceduri religioase să nu să meargă alături de corabia lui Hristos. Eu am spus sinoade ecumenice, dar ecumenic și ecumenism este o diferență. Tot unism. Da, tot unism. Și atunci, șapte sinoade ecumenice înseamnă că soboarele acelea, că asta înseamnă sinod, soboarele acelea, adunări, adunările acelea, erau sub această influență a unor mari teologi al vremurilor, care aveau și încărcătură spirituală Ioan Gură foarte de Aur, Vasile cel Mare, Grigore Teologul, deci mari ierarhi ai lumii, care aveau pregătire și laică, dar și religioasă înaltă. La care, dacă îmi permiteți, se raportează cu venerație, poate cu respect, și membrii ai altor biserici, sigur, nu doar ai bisericii ortodoxe, sigur, sau catolice. Sigur, sigur. Și atunci, la sinoadele acestea ecumenice, au fost și aceste infiltrări a unor sau viziuni a unor ierarhi din acele sinoade care au încercat să implementeze anumite erezii. Arianism. Vă dau arianism, da, cu Tatăl, da, și Duhul Sfânt, și când Sfântul Spiridon a ridicat cărămida în mână, da, și făcător de minunce era strâns cărămida, pentru ca Sfântul Spiridon, prin lucrarea Duhului Sfânt, să facă dovada ce înseamnă treimea, da, a luat cărămida, a strâns-o în mâini, focul,
a plecat sus, apa a curs jos din cărămida aia uscată și lutul a rămas în mână. Și atunci a zis, aceasta este Sfânta Treime, este una și aceeași. Focul sus, lutul aici și apa. Și atunci arianismul a fost stopat. Lupta care se dă în prezent sau a început să se dea chiar de la Marea Schismă, acolo a plecat, împotriva Bisericii lui Hristos, este chiar pe această Sfântă Treime. Știți foarte bine că există o politică mondială pe care o vedem în banca, în Biserica Mondială. Există o Biserică Mondială unde se strâng toate confesiunile religioase la un anumit moment, au anumite congrese și stabilesc anumite lucruri acolo. Uniunea Bisericilor... Tuturor bisericilor, da? Banca, Biserica Mondială, așa da. Se cheamă. Consiliul Mondial al Bisericilor, Biserica așa, Mondială și așa mai departe. Acolo, practic, ei, la unison, mărturisesc sau vin cu această, în ghilimele, ipoteza că este mai presus decât ceea ce noi am primit de la Sfinții Părinți, care trebuie să respectăm, e mai presus a avea o relație, o comuniune cu fiecare confesiune, mai importantă pentru liniștea și pacea întregii omenii, să ne arătăm dragostea unul față de celălalt, decât respectarea predanilor Sfinților Părinți și cele care au fost stabilite prin lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că tot ceea ce s-a așezat în cele 7 sinoade ecumenice, la fiecare sinod ecumenic, a fost o lucrare a Sfântului Duh, adică înțelepciunea care a venit la cei care au așezat pe hârtie toate aceste canoane predanii, au venit prin lucrarea Sfântului Duh. Nu le mai poți compara cu lucrarea celor din Consiliul Mondial al Bisericilor sau din Biserica Mondială. Pentru că sunt departe de adevăr. Sunt lucruri ale lumii. Și atunci, dacă ei se folosesc de acest epitet, să zicem, dragostea între frați, dacă dragostea între frați te depărtează de Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, aia nu este decât o dragoste satanică. Pentru că tot ce e în afara Bisericii lui Hristos este a lui Mamona. Pentru că spune, nu poți sluji la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos, pentru că tot ceea ce reprezintă Biserica lui Hristos este ceea ce au statuat în 7 sinoade ecumenice Sfinții Părinți. Rânduieli, canoane, predanii și la acea biserică, care este una sfântă, sobornicească și apostolească, nu se spune că sunt mai multe. Dacă ar fi spus că nu-i numai una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, atunci am fi considerat că și alte biserici dețin acest drept de biserică drept slăvitoare. Nu, singura biserică este a lui Hristos. Hristos este unul singur, care este Fiul al lui Dumnezeu și care face parte dintre ei. Este Dumnezeu și om. Acest lucru încearcă să ne inducă în mentalul colectiv acum, și acesta este și obiectivul lor în Biserica Mondială și formarea religiei mondiale. Ei spun ceva de genul acesta și vorbim aici de impactul masonic în lojile masonice în religie. Sunteți mason? Nu sunt mason, da? Și când întrebați pe cineva direct, ești mason? El trebuie să-ți răspundă așa, nu sunt mason. Nu să spună cum o dădea ministrul agriculturii printr-o parte, că sunt într-o relație bună cu generalul. Nu, domne, te-a întrebat femeia, ești mason? Tu trebuia să răspunzi cu subiect și predicat. Da, nu sunt mason. Da. Și atunci, deci ei nu vor răspunde niciodată, nu sunt mason. Pentru că au un jurământ și ei spun, nu te obligăm să te afișezi a fi mason, deci rămâi în discreție, rămâi discret.
nu trebuie să ieși în piața publică și să spui că ești mason, dar dacă ești întrebat că ești mason, nu te delimita, că te delimitezi de jurământul pe care l-ai dat aici. Da. De aceea, ei vor evita acest lucru. Și ajungem aici la masonerie. Eticheta pe care unii dintre creștini care nu mai au alte pârghii, instrumente de a lovi în demnitatea mea, da, de creștin, folosesc acel apelativ care îl folosim. Hoțul strigă hoții. Da? Asta e natura umană. Eu am venit în fața publicului și am zis, am eticheta aceasta? Foarte bine. Eu n-am să încerc să dau în judecată pe nimeni, cum au făcut ierarhii noștri, că au fost etichetați masoni și m-au chemat în justiție să-mi ceară 2 miliarde doar pentru simplu fapt că a fost etichetat mason. Nu am să cer acest lucru nici nou. Și dacă am o etichetă nedreaptă, ar trebui să mă simt mult mai bine. Nu? Așa sunt creștini, da, adevărat. Da, adică punem etichete, important să nu am și faptele etichete, să rămână doar eticheta. Dar am clarificat acest lucru. Ori de câte ori mă va întreba cineva dacă sunt mason, răspunsul corect este nu sunt mason. Eu sunt creștin drept slăvitor. Încă o dată, masoneria este o organizație de utilitate publică. Deci să ne înțelegem foarte bine. La noi în țară așa a fost denumită printr-o lege dată de guvernul Adrian Năstase. Este o organizație legală, înființată. Este o organizație. Nu avem absolut nimic. Da. Deci să ne înțelegem foarte bine. Noi respectăm toate organizațiile legal înființate. Nu ne războim cu nimeni. Nu avem absolut niciun fel. Numai că la noi, în biserica noastră drept slăvitoare, calitatea de membru masonic este în contradicție cu predanile sfinților părinți. Incompatibilă. Incompatibilă, da. Mulțumesc pentru rectificare. Deci incompatibilă. Dar acest lucru nu înseamnă că noi avem un adversar lojele masonice. Să ne înțelegem foarte bine. Știți foarte bine că în zona oamenilor de afaceri, da, avem colaboratori care ei au ales să fie membri în anumite loje masonice, nu mă împiedică cu nimic să am o colaborare. Absolut. Numai că pe latură religioasă, pe predeanele sfinților părinți, pe aceea, acolo avem un pic reținere și îi întrebăm pe cei care vin la noi în biserică dacă fac parte din alte organizații străine de biserică. Și ei pot declara și să-și asume și atunci nu e niciun fel de problemă. Dar nu există o ostilitate față de organizațiile masonice. Vreau să vă mai întreb ceva. Biserica în ansamblu, Biserica Creștină, nu facem diferențiere între BOR și BOSVR, da? Are aceste standarde morale foarte înalte, sau se vorbea cândva de standarde foarte ridicate. Puteți face o paralelă între nivelul de moralitate pe care îl emit toate aceste edicte și toate aceste legi interioare ale bisericii, până la 1924 și legile care sunt emise de organizații mondialiste, globaliste, cum sunt cele menționate de noi, Biserica Unită sau Universală sau Mondială, putem să punem semnul egal în ceea ce privește toleranța, nediscriminarea, acceptarea între ceea ce se preda până la momentul 1924 și ceea ce se face acum, din punct de vedere al toleranței față de lucrurile care sunt în lumea de față? În primul rând, raportat la toate confesiunile religioase, nu mă refer la cele care nu au nicio legătură cu creștinism. Eu mă refer la creștinism. Cele care se declară creștine.
cele care se declară creștini, nu cele care nu se declară sau au alte, își exprimă libertatea religioasă pe alte structuri religioase. Dar creștinismul în general. Creștinismul în general are cea mai importantă rugăciune, cea mai simplă, cu impactul cel mai mare, Tatăl nostru. Dacă înțelegem foarte bine, așa cum și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în grădina Ghețimane, de fiecare dată când era în fața oamenilor, a rostit și așa să vă rugați, Tatăl nostru cărlești în cer, Sfânt este numele Tău, nu sfințească-se numele Tău, că noi nu trebuie să-i sfințim numele. El este Sfânt deja. Da. Sfânt este numele Tău. A? Și spune mai departe, precum iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Deci aici, în Tatăl nostru, este practic toată teoria. Esența creștinismului. Esența creștinismului și teoria pe care se bazează Biserica lui Hristos. Da? Ai un tată, da? Îți porunca cea mai de bază, da? Zice, dă-ne și nouă pâinea de cea de toate zilele, dar porunca cea mai de bază, iartă-l pe aproapele tău ca să fii iertat. Nu-ți spune nici să stai în biserică 10 ore. Pe grăunțe. Pe grăunțe. Nu-ți spune nici să faci 100 de acatiste într-o zi. Nici să faci nimic. Îți spune, iartă greșeli, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Așa iartă-ne și pe noi. Acum, această rugăciune universală nu a fost schimbată. Deci, din acest punct de vedere, majoritatea confesiunilor creștine sunt de acord. Sunt de acord și au rămas pe această rugăciune. Numai că au intervenit în simbolul credinței. Și aici mă refer la Biserica Catolică, care Biserica recunoaște ca fiind Papa omului Dumnezeu pe pământ. Locțiitorul. Locțiitorul. E același lucru. Vicarius Filii Dei. Așa. Locțiitorul e același lucru, da? Cu acest lucru. Ceea ce nu există așa. Nu există. Aici avem slujitori care ne sprijină în cele ale credinței, dar relația cu Hristos, domnul Nicușor, este individuală. Nu este supusă unui factor de intermediere. Unei condiționări. Da, dar și factor de intermediere. Nu poate să fie intermediar între mine și Hristos. Deci, dacă unii oameni venerează și sărută mâna unui ierar, procedează canonic sau este doar o alegere? Da, toate aceste lucruri sunt statuate în soboarele Sfinților Părinți și anumite cutume care trebuie să respectate. Haideți să le spunem forțat cutume. Să nu mai folosim tot timpul canoane și așa mai departe. Dar vedeți dumneavoastră, interpretarea canoanelor a fost făcută de cei interesați. Cei interesați care au fost? Oile sau păstorii din turma? Păstorii din turma, da? Pentru că lor li se adresează Hristos foarte frumos. Și zice, nu vă uitați că vi se pleacă lumea. Fiți drepți ca lumânarea înstășnică. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se strică, toate se strică. Lor le dă un avertisment foarte puternic. Spune că dacă creștinul poate să nu fie drept ca lumânarea înstășnică, tu nu. Dacă creștinul poate să facă nu știu ce, abateri de la lege. Tu trebuie să fii mondial. Tu nu poți să faci că tu ești sarea pământului, el nu e sarea pământului. Da? Aici sunt lucruri de care s-au depărtat, care și noi astăzi le identificăm și în biserica noastră, la ierarhii noștri, la preoții noștri, și de aceea există atât de mare
frustrare. În ceea ce mă privește pe mine, să zicem frustrare. Nu e răutate, nu e... E o frustrare. De ce? Pentru că noi am considerat slujitorii noștri fiind drepți ca lăunarea în sfeșnic, fiind permanent sarea pământului. Și nu se va strica nimic din turmal. Pe când ei au fost pe invers. Ei au fost cei mai puțini drepți și sarea a fost înlocuită cu cenușa. De aceea și praf și cenușă se va alege de slujitorul care s-a transformat din sare în cenușă. De ce vă spun acest lucru? Pentru că le-am și spus în direct. Uitați, voi mă acuzați de foarte multe lucruri de când am intrat în campanie. Că sunt împotriva ierarhilor, că aduc de servicii de imagine biserice, că denigrez în stânga, că păcătuiesc zi de zi când vorbesc de slujitorul bisericii. Ceea ce nu se reține, domnul Micușor, este că eu am un statut de miria, de laic. Și eu am responsabilitatea mea pe mine și familia mea. Adică cum îi educ din punct de vedere religios. Dar tu, ca slujitor, ai o întreagă comunitate pe care o păstorești. Și tu vei răspunde de fiecare suflet pe care l-ai dus în eroare prin comportamentul tău. Nu neapărat că l-ai trimis într-o erezie sau alta, dar prin comportamentul tău ai creat această fală, această sciziune, această depărtare, această neîncredere în biserică. De ce Mântuitorul a spus fiți drepți ca lumânare în sfârșit? Pentru că știa că slăbiciunea omenească este peste tot, și la preot, și la... Dar dacă simți că nu mai poți fi drept, retrage-te. Deci putem spune că acele mioare trimise în lume, în mijlocul lupilor, au fost spușiate la un moment dat de lupii vremurilor. Și acest lucru voiam să menționez și le-am spus oamenilor. Mi-aș dori ca eu să rămân cel mai mare mincinos prin această criză din biserica noastră. Numai să văd biserica mea că se află în direcția bună. Da. În direcția bună și este neatinsă. Mă refer la ierarhia bisericii, pentru că biserica lui Hristos este neatinsă. Niciodată nu va atinge cineva sau ceva pe biserica lui Hristos. Eu vorbesc de structura religioasă din care fac parte și ierarhia bisericii. Dacă această ierarhie ar fi fost impecabilă, structura religioasă și toți cei care făceau parte din clerul bisericesc și monahal mergeau pe predanile Sfinților Părinți. Nu se abăteau, nu intrau în aceste derapaje. Atunci, biserica era acolo unde trebuie. Dacă vii și reclami, nu înseamnă că tu evrei rău bisericii și o să ajungem și aici, că mulți mă condamnă, mulți. Cei interesați, că nu vorbim de mulți, tot timpul au fost cei interesați să lovească, că sunt masori, că sunt cu interese, cu toate alea. Cei interesați. Și au zis, domnule, dumneata ai un interes să faci lucrul ăsta. Dumneata ai un interes să faci lucrul ăsta. De 2 ani de zile nu mi-a demonstrat nimeni a care sunt interesele. Dar se menține această situație. Din punctul meu de vedere, atitudinea pe care o am eu este o atitudine prin care vreau să-mi salvez biserica, nu să-mi o distrugă. Pentru că adevărul, oricât de dureros ar fi, pe adevăr poți construi sănătos pe minciună. Minciuna este ca un castel de nisip. Doar atât ține departe distrugerea castelului până nu vin valorile. Când au venit valorile, și aici vorbim noi de prigoană, de greutăți, minciuna se distruge. Adică castelul se face praf. Așa și la noi. A venit o criză. A fost destituit întâi stătătorul bisericii, necanonic, ilegal. Spuneți-ne, dați-ne câteva amănunte despre acest eveniment care n-a ajuns la urechile tuturor, decât parțial sau în modul în care au dorit unii să ajungă. Vreau să
aud părerea dumneavoastră, ca persoană care ați înființat o asociație legală. Apărătorii drepte credinței. Este o asociație înființată, un ONG, da? Da. Și care are ca obiect de activitate tocmai susținerea acestei biserici. Da? Vreau să ne explicați care au fost evenimentele premergătoare acestei crize. Cum s-a ajuns aici? Dați-mi voie ca să ajung, pentru a ajunge la evenimentele din 2021-2022, odată cu suspendarea și destituirea arhiepiscopului și mitropolitului, președintele acestei structuri religioase, dați-mi voie să reluăm ceea ce am lăsat în urmă din anul 1054. Odată cu Marea Schismă, Biserica Răsăriteană s-a desprins de Biserica Catolică deoarece a intrat în această erezie. Erezia despre care ați vorbit, că Papa este locțiitorul lui Hristos, așa mai departe. Și, bineînțeles, au fost niște anateme și în anul 1965 s-au ridicat aceste anateme, tot cu izi politic, tot cu aceste interese. Dar Marea Schismă a fost provocată din exterior. Și ne întoarcem iarăși la globaliști. Unitatea bisericii nu putea fi distrusă decât din interior. Și știm foarte bine cum lucrează mai bine o distrugere din interior decât cu trădători din interior. Au plantat ierarhii din interior bisericii? Nu i-au plantat, i-au cumpărat pe cei existenți. Mă refer, Papa de la acea vreme cu restul ierarhilor din Vatican. I-au cumpărat și au zis, rupeți-vă de, faceți o scisiune, da? Și după care s-a adoptat un nou calendar sau s-a adoptat ceva nou prin care să depărtăm pe creștini de Biserica Dreptslăvitoare. Și au adoptat acest calendar, care din punct de vedere astral, astronomic, nu avea nicio valoare cu ceea ce au lăsat Sfinții Părinți în Pascalie. Pentru că nu este unitatea timpului acest calendar creștin. El este statuat pe veșnicie. Nu are nicio legătură cu să învârte pământul, soarele și așa mai departe. Și acest lucru a explicat foarte bine un profesor din interiorul Bisericii Ortodoxe Române, Dan Bătulescu. Poate ați auzit, profesorul Dan Bătulescu a fost el într-o formație rock. Da, Dan Bătulescu a fost, da, și care a urmat teologia, a avut o pregătire teologică și și-a dat și doctorate și este un foarte bun orator și foarte bun cunoscător pe aspectele religioase și a venit în față și a zis schimbarea calendarului a fost o eroare și a avut conotație politică 100%. Da? Deci, din interiorul lor au lămurit acest lucru și iarăși spunea tot Bădulescu că în anul 2025 vor veni, se vor aduna toate bisericile creștine și vor zice nici calendarul tău ortodox iunian, pe vechile așezamente, nici al meu grecorian, facem altul, da? Care să fie între aceste lucruri. De ce? Sau cine are interesul de a crea mereu această sciziune în interiorul bisericii? Cei care vor să aducă creștinismul în disoluție. De ce să aducă creștinismul în disoluție? Pentru că noi creștinii să nu-L mai recunoaștem pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Deja ei au în studiile lor, toate documentele lor, discrete, nu publice deocamdată, faptul că Hristos și lojele masonice acest lucru au în politica lor de religioasă. Hristos a fost cel mai mare profet. Recunoaștem acest lucru. Este în rândul profeților pe care venerează și budiștii și musulmani, Allah, Buddha și așa mai departe,
Dintre toți aceștia, el a fost cel mai mare, a fost un geniu. Da? Dar nu îl putem recunoaște ca fiul lui Dumnezeu. Și această comandă vine din zona mosaică. Pentru că cum să recunoști pe cel care nu l-ai recunoscut niciodată? Și cum să influențezi creștinismul pentru a lăsa deoparte această biserică condusă de Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Cumpărându-i, influențându-i politic, economic. Ceea ce s-a întâmplat în 1054, ceea ce s-a întâmplat în 1924, ceea ce s-a întâmplat în 2016, ceea ce se va întâmpla în 2025 și ceea ce se va întâmpla în 2030. Când atunci lucrurile se vor schimba radical pentru creștinătate. Noi nu avem absolut nicio ostilitate față de cei care vor să se adune și să-și formeze pentru așa zisa pace și liniște mondială comuniuni. Și să roage unii cu alții, catolicul cu ortodoxul, păgânii cu creștini. Nu avem nicio. E libertate religioasă, da? Dar când vine în biserica mea și produce această mare dezbinare și influențând pe ierarhii din interiorul bisericii mele să îl destituie ilegal și necanonic pe întâi stătătorul nostru, atunci am o mare problemă. Atunci eu trebuie să conștientizez că a venit vremea să dau examenul de ostaș al lui Hristos. Hristos nu spune că ești un bun creștin, da? Dar nu respecta legile cezarului. Stai în zona ta de confort. Da. Hristos spune, dă-i cezarului ce este, a cezarului și lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu. De ce? Nu știa Hristos unde ne vom plasa? În perioada asta tulbure. Și atunci eu am spus de fiecare dată, cel care nu respectă legea cezarului nu poate să se considere un bun creștin. Pentru că încalcă o poruncă a Mântuitorului. Dacă Mântuitorul ți-a spus, dă-i cezarul, ce este a cezarului, nu ți-a zis pe jumătăți de măsură. Dă-i ce e a cezarului, atât. Nu a zis, dă-i cezarul, ce este a cezarului, legea. Legea pământească este a cezarului. Taxe, nu? Da. Impozite, da? Legile fără de care nu poți trăi într-o banii situație. Dar fără o lege poți trăi într-o societate democrată? Nu. Este anarhie. Hristos nu cunoștea că fără legea cezarului este anarhie. Și atunci în anarhie poți să-ți exprimi libertatea religioasă? Eu vă întreb. Nu, e haos. E haos. Și atunci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu cunoaște aceste lucruri? Și dacă a dat aceste porunci, de ce nu le respecti pe unul și pe celălalt? Acest lucru a încălcat ierarhie din biserica noastră atunci când au răspuns la comenzile Patriarhiei Române de alipirea bisericii noastre la 100 de ani de Patriarhia Română. Pentru că a fost un deziderat, un obiectiv major al Patriarhiei Române să atragă sub umbrela acestea, în curtea acestea, pe cei care au rămas statornici. Acest lucru nu am să-l înțeleg niciodată la unii dintre creștini care sunt foarte vocali în ceea ce privește schimbarea calendarului. Și zic, domnule, dumneata, te-ai făcut neascultător când noi am plecat toți cu calendarul gregorian. Ne-am dus cu 13 zile înainte. Și tu ai rămas și ai rămas în schismă că tu ai devenit neascultător. Întrebarea noastră a fost așa. Neascultători față de cine? Față de tine care ai adoptat un alt calendar, cu toate că cu un an înainte l-ai dat anatemei? Deci există o contradicție, da? De ce cu un an înainte de schimbarea calendarului, schimbarea nu era bună și era dat anatemei de biserică? Și după un an de zile, schimbarea a fost bună. Este
o chestiune de logică, care nu prea o înțeleg. Dar noi explicăm ce a intervenit, interesul Metropoliei Bisericii Ortodoxe Române de a fi recunoscută patriarhia. Și suma de bani pe care a primit-o, că eram atunci, știm foarte bine, în perioada interbelică, cu marile noastre probleme economice, da? Că știm foarte bine că Mirun Cristea a devenit și premierul României. A fost primul prim-ministru al României, care avea și funcții de patriarh și funcții de premier. Ai, sunteți mai bine informat ca mine. Da, da, da. Deci totul a fost la vedere atunci. Da. Da? Că a fost politic, a fost economic, niciun fel de problemă. Numai că a fost cu prețul vânzării credinței. Și atunci tu îl condamn cu acesta care a rămas statornic și ascultători față de cine? Față de predanile seților părinți. Față de sfinții care s-au jertfit pentru Hristos. Față de cei care au fost mari teologi ai lumii, Vasile Grigore și Ioan. Față de oamenii care au fost chingiuiți, omorâți pentru credință, unde suboare ecumenice s-a demonstrat că a fost coborât darul Duhului Sfânt la întemeierea celor 700 suboare. Deci, cu prețul vânzării dreptei credințe a vechilor așezăminte, tot ceea ce înseamnă 7 sinoade ecumenice, vin după tine doar să te mulțumesc pe tine că eu n-am rămas rătăcit, de aceea niciodată nu am să înțeleg pe creștinii care spun doar atât. Papa galicește așa după preoților, îs rătăciști, îs stiliști. Păi biserica canonică suntem noi, cei care au rămas în urmă sunt necanonici. Păi tu te contrazici singur. Păi tu citești din aceleași predanii de care mă folosesc și eu. Cu un an înainte ai spus că schimbarea calendarului este anatemei. Așa ceva nu se poate face. Și ai făcut-o. Nu e niciun fel de problemă. Du-te. I-ai preluat pe toți după tine, i-ai manipulat, du-te. Dar de ce îl lovești pe ăsta care dorește să rămână statornic pe credința ta? După 100 de ani de încercare de alipire a facțiunii vechi calendariste condusă de Vlichere Tănase în 24, care a avut o evoluție fulminantă chiar și în perioada comunistă, adică de la câțiva călugări împreună cu Vlichere Tănase, asta în 24, în 54-55, deja eram o facțiune vechi calendaristă cu biserici, cu mănăstiri și cu foarte mulți creștini. În perioada cea mai dură. Cea mai dură. A sângeroasă, putem spune. Da. Pentru că au omorât prigoana și străbunii noștri. Da? Se îmbrăcau în jandarmi preoții din patriarhie și veneau și împușcau și maltratau pe călugării din mănăstire, pe creștinii care îi găseau la slujbe. Veneau în curțile oamenilor, în casele oamenilor de sărbătorile de Paști. Și erai obligat să ai pe masa ta de sărbătorile de Paști, să ai cozonac, să ai pască și să ai carne, să ai tot. Să faci dovada că tu nu ții calendarul vechi, pentru că atunci când ei aveau sărbătorile, noi eram în post. Și atunci, dacă te găseau fără aceste merinde, îți lua și îți băga forțat în gură carne să te sporcea. Deci au fost făcute atâtea blestemății în numele Patriarhiei Române și în numele slujitorilor și în interesul lor, încât acum, după 100 de ani, unde în 2021 mâna lungă a Patriarhiei cu trădătorii din biserică care au lucrat ani la rând, infiltrându-se în tot felul de posturi de conducere să aibă influență cât mai mare, au ajuns să destituie pe întâi stătătorul bisericii care nu a fost acord cu propunerea patriarhiei de a intra în jurisdicția, biserica noastră să intre în jurisdicția Patriarhiei Române. Știți foarte bine că în Republica Moldova sunt două biserici ortodoxe de păstrătoare ale vechilor așezăminte. Da? Este Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, care este în directa jurisdicție a Patriarhiei Moscovei, și
Patriarhia Română a reînființat metropolia Basarabia, unde și-au instalat acolo. Ei zic, dacă poporul de la tine, din metropolia Basarabiei, vor să țină pe stil vechi, țineți pe stil vechi, dar voi sunteți în jurisdicția noastră. Veți fi pe stil vechi până când toată lumea trebuie să adopte calendarul gregorian. Numai că au încercat și în metropolia Chișinăului și a Moldovei să creeze această schismă. Nu le-au reușit. Și acum de un an de zile au scos o nouă erezie. Erezia războiului. Dat fiind că cei din metropolia Chișinăului și a Moldovei sunt sub jurisdicția Patriarhiei Rusiei a Moscovei, automat Putin război și dacă voi rămâneți în sub această jurisdicție, voi intrați în erezia războiului. Sunteți trădători față de... Erezia războiului. Dar nu există erezia războiului. No. Au înființat ei o nouă erezie doar să manipuleze pe creștini că ierarhii lor deja au intrat în erezie. Deci vă dați seama câtă mare ipocrizie și câtă mare. De aici și la ceea ce s-a întâmplat în 1924 e vorba de 100 de ani. Cred că de fapt este erezia NATO. Adică vine de la... Erezia globalistă. Globalistă, da. Erezia globalistă. Noi trebuie să fim corecți. Când ești un mărturisitor adevărului, nu trebuie să ai frică. Să numim și trebuie să spui lucrurile așa cum sunt. Nu, este erezia globalismului, da? Care vor să și metropolia de la Bănceni, din Ucraina, știți foarte și bine. Ucrainienii au avut de suferit foarte mult. Sigur, anul acesta, statul ucrainian a implementat pentru prima dată ca sărbătorile religioase să fie pe calendarul gregorian, ceea ce până în prezent de sute de ani a fost doar pe calendarul ortodox. Adică au respectat. Și acum a venit la nivel de stat și au schimbat. Cei care nu au fost de acord, cum sunt mitropolitul Vonghen de la Bănceni, ați auzit poate de mitropolitul Vonghen. Cel care Vonghen a fost agresat. Agresat și așa mai. Asupra lui este o mare ostilitate. A venit din partea Patriarhiei Române propunerea să intre în jurisdicția Patriarhiei Române pentru a nu mai avea probleme pe viitor. Creștinii au refuzat acest lucru cu prețul de a intra sub calendarul gregorian. Creștinii din acea biserică au refuzat acest lucru și, bineînțeles, a rămas și ostilitatea. A fost bătut acest Longhi. Am înțeles că i-au scos din bisericile lor, lavra pe cer. Așa, deci au făcut toate pe fond religios. Și războiul în general e tot pe fond religios. Pentru că supărarea de unde a plecat. În 2016 au fost câteva patriarhii care nu au venit acolo la semnarea documentului, la erezia ecumenistă. Una dintre marele patriarhii care n-a fost prezent a fost Patriarhia Moscova. Și atunci, foarte supărați că Patriarhia Moscovei nu a participat la sinodul pan-ortodox, adică toate bisericile ortodoxe, ca să poată emite un document ecumenic, cu valoare globală, regional, să zicem că globală nu, pentru că e vorba doar de creștinism. Și n-au venit, le-au stricat ploile. Și atunci, bineînțeles, hai să aranjăm, pentru ca să distrugem biserica care mai păstrează vechile așezăminte. Lupta totală este împotriva lui Hristos. Deci, de fiecare dată am spus acest lucru creștinilor din Biserica Ortodoxă din stil vechi și de fiecare dată, atunci când îmi motivam implicarea mea, și faptul cum înțeleg eu care sunt cauzele pentru care a fost destituit metropolitul Vasile Bogdan, Caterise și așa mai departe. Lupta nu a fost împotriva metropolitului destituit sau împotriva ierarhiei bisericii în mod special sau împotriva creștinilor. Lupta este împotriva lui Hristos. Odată ce Vlasie Bogdan nu a acceptat jurisdicția Patriarhiei Române, atunci s-a pus eticheta de anti-român, anti-patriarhie, da? Adică nu refuz, ci o invitație care vine de la un mare, de la un puternic al religiei, al zilei, da? Și atunci a zis, băieți, eliminați-l.
l-au eliminat cei din interior. Nu a venit Patriarhia Română, cum nici pe timpul, pe 1924, nu veneau popii direct îmbrăcați, se îmbrăcau în jandarmi, da, și omorau în creștini. Și spunea, jandarmeria omoară, dar erau popii. Așa și acum, n-au intervenit ei în mod direct. Să zică, domne, că acum e democrație, libertate da. Religioasă, dă prost, ai prin Constituție, ai un drept de a fi protejat, și atunci, dar noi ce facem? Îi finanțăm. Pe lupii tineri. Pe lupii tineri, care e mai greu să țină pe cele duhovnicești. Și acest lucru au făcut-o de ani de zile. Și în momentul în care au primit comanda de debarcare, că se apropie anul 2024, pentru că anul acesta ei trebuie să rezolve problema cu facțiunile vechi calendariste. Da. Adică nu să le treacă în curtea patriarhiei, în sensul face slujbele cum vrem noi, adoptați. Nu, zice, tu rămâi în biserica ta. Țineți calendarul tău. Fă-ți slujbele în continuare, nu te deranjăm. Dar pomeniți patriarhul la slujbele voastre. Pentru că voi sunteți în jurisdicția noastră. Când se duc la Marea Înțelegere 2025, pentru că la Constantinopol se vor întâlni, pentru că se împlinesc 1700 de ani de la primul sobor de la Niceea și vor să sărbătorească acest lucru și se mai întâmplă un lucru foarte important. Se împlinesc 100 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit patriarhia. Și atunci, bineînțeles, acest festiv mare și toate, eu zic că am controlul la toate facțiunile din țara mea și din afara granițelor, cum e Republica Moldova, Ucraina și așa mai departe. Vedeți, Dumnezeu a rânduit ca lucrurile astea să nu se întâmple discret, pe ascuns, pe nesimțite, și Dumnezeu a slobozit ca să le cunoaștem, să le mărturisim, să tragem un semnal de alarmă, ceea ce facem de 2 ani de zile, și creștinii sunt în cunoștință de cauză. Decizia le aparține. Dacă ei vor să facă același lucru pe care l-au făcut creștinii în 1924, când au urmat pe preoților și au zis, mă scuzați, ei vor răspunde, noi ei urmăm. Dacă ei, toți preoții, majoritatea preoților, merg într-o direcție, chiar dacă eu consider că nu e în ordine, că acum un an de zile spunea că totul e anateme și anul ăsta spune că e totul ok, ceva nu prinde, dar totuși el e preot, el știe, nu mă pot rău cu preotul, că așa au fost, am zis că am mai evoluat din 1924, am mai evoluat în 2024, dar mentalitatea se vede că a rămas cam aceeași. Și la noi în biserică la fel urmează și acum pe preoții din parohii, pe ierarhilor, cu toate că au observat că destituirea mitropolitului Vasie Măgărzan, suspendarea, destituirea și catenizirea a fost și ilegală și necanonică și demonstrată pe acte. Demonstrată pe soluția instanțelor, deja care s-au pronunțat că ceea ce au făcut ei a fost ilegal, nestatutar și necanonic. Dar această complicitate la vânzarea bisericii, pentru că asta este o vânzare a dreptei credințe, da? Tu când ai făcut un compromis a accepta anumite lucruri, ai făcut un compromis în ale credinței, nu le-ai făcut un compromis în familia ta. Adică un compromis prin care ai călcat predanile sfinților părinți. Da? Care privește și implică zeci de mii de oameni. Zeci de mii de oameni, dar implică o regulă bisericească pe care tu ai încălcat-o. Și odată ce ai încălcat una dintre aceste reguli, ca într-un joc de domino, se duc și celelalte. În biserică sunt strâns legate, la virgulă toate cele. Dar nu au mai ținut cont. De ce? Pentru că și-am întrebat pe Mitropolitul Vasie, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că sâmbătă avem ziua lui, e mucenicul Vlasie, și vom comemora în cinstea lui, a fost un mare duhovnic, un mare ierar, un întâi stătător, e o pierdere enormă pentru biserica noastră. Și la întrebarea
personală pe care am adresat-o în al preasfințitului Mitropolit Vasie atunci, la începutul, când i-am devenit consilier administrativ și personal, am întrebat, i-am propus să încercați să găsiți o soluție de comunicare cu cei din sinodă, pentru ca să opriți această hemoragie de imagine. Disputa între aceștia a fost fără precedent și a fost și publică. Da. Da? Și atunci pierderile de imagine a bisericii, care noi ne considerăm că avem o ierarhie foarte puternică, smerenie, ascultare și toate, s-a dovedit că este contrar. Și am zis, i-am propus, căutați, da? I-am dat unul din primele sfaturi de consilier și am zis, căutați o apropiere și haideți să închidem, să oprim hemoragia aceasta, să nu. Și mi-a răspuns așa, domnul Gabriel, sincer vorbind, aceștia au o mântrie diabolică și nu se vor smeri nici măcar în clipa morții. Și am întrebat de ce au ajuns așa în al preasfințitului mitropolit. Și atunci mi-a răspuns, a fost pentru mine șocant atunci, și mi-a răspuns așa, pentru că nu mai slujesc Stăpânului Hristos, slujesc altui stăpân. A fost șocant pentru mine și am zis, este cam nedrept în al preasfințitului mitropolit cu ei. Cum să spui că nu mai slujești Stăpânul Hristos când noi îi vedem în fața Sfântului Altar? Îi vedem îmbrăcați în spre și în fața Sfântului Altar. Și rostind cuvinte. Cuvinte în fața tronului Dumnezeu, da. Cum se poate. Numai că timpul avea să-mi confirme la virgulă că așa este. Deci, practic, când oamenii aceia, cuvintele lor sunt goale. Goale, absolut goale, pentru că eu vă dau un exemplu. Ai un părinte, un tată, care poate n-a făcut nimic bun pentru tine. A bătut și mama, bețiv, totul vândut de pe lângă casă, noi săraci în drum. Da? Sunt cazuri de genul ăsta. Da. Sunt multe. Da? După toate aceste lucruri, îi se poate lua acest statut de tată? Nu, nimeni. Niciodată. Da? Și eu vă dau exemple în care copiii aceia săraci au ajuns oameni mari. Și acei oameni mari copii au venit la tata lor și l-au respectat poate mai mult decât ar fi respectat alți copii pe alți părinți ai lor. Atunci ne întrebam de ce au făcut acest lucru? Pentru că copiii aceia au înțeles că niciodată nu poți să te împotrivești tatălui tău. Și mamei tale, care ți-a dat viața? Nu contează ce a făcut pentru tine sau n-a făcut. Pentru că ce n-a făcut, el a făcut Dumnezeu. Dar ei au venit și au recunoscut paternalismul. Ei, în momentul în care tu, care ești slujitor în biserică, care ești cu cartea în mână, care spui oamenilor, în fiecare duminică sau în fiecare sărbătoare, aveți îndelungă răbdare. Iertați celor care v-au greșit de 70 de ori câte 7 în fiecare zi. Și tu îl arunci la lada de gunoi pe întâi stătătorul, tatăl tău care te-a făcut preot. Majoritatea preoților noștri nu au o pregătire teologică. Cum au ajuns totuși în funcție? La noi nu a fost o rigoare atât de mare cum este în Patriarhia Română. În Patriarhia Română, fiind și cult religios, există un institut de învățământ teologic, începând cu liceu. Și facultățile teologice, doctorate și toate, au instituții de învățământ proprii. Dacă eu doresc să devin preot în biserica dumneavoastră, pot să devin? Da. Dacă vi se pune mâna pe cap, poți a doua zi să devii preot. Și ți se dă o hârtie și ești preot. Pe când în Patriarhia Română, dacă nu faci dovada că ai finalizat studiile teologice pentru a primi documentul juridic final de a fi transferat într-o parohie sau așa, nu poți. Mi se pare mai
că biserica dumneavoastră se raportează la forma arhaică de binecuvântare și de transmiterea... Nu, și Patriarhia Română, da, se raportează la formele bisericești, mă refer aici prin hierotonie. Hierotonie este o formă de acordare prin prezența Sfântului Duh, prin ierarhul respectiv, acordarea vrednicii, da, celui care este în fața ta, celui care va deveni preot, considerând că prin faptele lui s-a făcut vrednic de această treaptă în preoție. Și atunci este un ritual religios și după care îi se emite un document bisericesc, gramată de hierotonie, așa se cheamă. Da? Asociat de gramata de hierotonie, pentru ca tu să exerciți această profesie în conformitate cu legea, ți se numânează și un document juridic între părți, adică între conducerea structurii religioase și cel care prestează sau va deveni prestator de servicii religioase. La noi, partea juridică au lăsat-o total în urmă. Au menținut-o doar pe cea bisericească. Și ne confruntăm acum cu o situație foarte critică, că peste 80%, 90% dintre cei care fac parte din clerul bisericesc și monahal exercită profesia de preot contrar legii. Lucru pe care l-am statuat cu metropolitul în funcție, încadrat în anumite documente, dar fiind neascultător, ne mai recunoscând autoritatea acesteia, nu au respectat și acum sunt în situația aceasta. Dar să revenim la pregătirea aceasta. Vă rog. Instrucția teologică a fost respinsă în mare parte de către ierarhii noștri, dar a fost o manipulare. Datorită faptului că Sfinții Apostoli nu au avut școală și au fost oameni simpli și au propovăduit credința și au slujit, au acordat tot ceea ce este necesar pentru Biserica lui Hristos. Da? În virtutea întâlnirilor fizice cu Hristos. Cu fizic, un an și după Hristos, după răstignire, învierea lui Hristos, au rămas și au propovăduit Sfânta Evanghelie. Și bineînțeles că aveau un ritual religios de împărtășanie, de tot felul de lucruri, ce se putea face atunci. Dar nu poți compara pe Sfântul Apostol Petru, care a fost răstignit pentru Hristos cu capul în jos. Majoritatea. Și a murit pe cruce. Pe Sfântul Andrei, care a fost răstignit pe cruce, și Sfântul Andrei, cu tine, preot, din ziua de astăzi, care nici n-ai fost răstignit pentru Hristos, nici nu ești mărturisitor adevărat al lui Hristos. Cum mărturisitor adevărat al lui Hristos este și ascultător, și smerit, și cu bună cuvință. Nu are nici și iertător față de cei care... Nu are nici trei limuzine la poartă, nu are nici casă de vacanță, nici nu are... Deci e o mare discrepanță. Și atunci, tu când invoci acest motiv, că nu am nevoie de școală, pentru că Sfinții Apostoli n-au avut nevoie de școală, sau n-au avut școală, păi trebuie să te ridici la nivelul duhovnicilor să folosești acest pretext. De aceea s-a mers pe această paradigmă înșelătoare, zic eu. Au lăsat în urmă această pregătire teologică, care pregătire teologică, dacă ar fi existat, măcar ar fi respectat legile cezarului. Dar ei nu, ei sunt acum ca în junglă. Acum nu mai au nici ierarhie, adică nu mai au niciun reper bisericesc. E ca în turnul Babel, la noi acum. Nu mai știu cine e șeful, cine, pe ce ierarhie vine ascultarea. N-au vrut să lase urme, probabil, de aceea n-au făcut aceste documente. Sigur. Și pe latura cealaltă, juridică, nimic. Și suntem undeva în situația, în pragul dizolvării. Vin. Da, că aici a intervenit și această situație, pentru că
dat fiind că sunt reprezentantul legal al Asociației Apărătorii Drepte Credinței, este o asociație practic formată în interiorul Bisericii Ortodoxe de Stelvechi, în perioada în care deținea funcția de consiliar. Care sunt obiectivele acestei asociații? Inițial, obiectivele asociației au fost acelea de a sprijini pe creștinii păstrători a vechilor așezăminte. Cum? Prin asistență juridică gratuită, social, acțiuni de caritate, prin diferite simpozioane, conferințe pe teme religioase și îndeaproape de intrare în legalitate a Bisericii Ortodoxe de Stelvechi prin departamentul nostru juridic, intrare în legalitate, ceea ce e proces l-am început, adică să emită președintele în funcție documente, hotărâri, decizii de numire, să intrăm. Și am intrat pe el. Numai că nu am fost lăsați până la final, că interesul era să se distrugă această facțiune vechi calendaristă, nu să promoveze în continuare principiul. Și atunci am fost eliminat, m-am auto-eliminat la presiunile lor din zona cancelarii metropolitane în calitate de consilier și am rămas prin această asociație cu aprobarea metropolitului în funcție. Avem și documentul de aprobare, avem și contract de colaborare. Am dorit ca această structură sau formă de asociere tot între creștinii practicanți din această biserică, nu catolici, protestanți, da, tot din această zonă, eu fiind și eu creștin practicant, având calitate de asociat în această biserică cu acte în regulă. Și atunci am zis, haideți să noi, societatea civilă, să ne implicăm mai mult în cele problemele de activitate juridică a bisericii. Nu bisericești. Noi nu ne-am dus să învățăm pe ei cum să facă slujbe sau pe cine să hirotonească sau nu. Am zis pe problemele juridice, administrative, să punem un pic umărul. Adică să aducem un departament juridic, finanțiști, experți contabile și să facem. Bineînțeles că nu am fost lăsați, pentru că dacă am fi intrat cu un audit în ce au făcut ei 30 de ani, trebuia să facem trimitere la procuratură cam toată această perioadă. Și ne-au blocat. Acum, revenind la situația de fapt, Mitropolitul Vlasie a fost destituit ilegal. Sunt spețe civile pe contestate, am contestat această destituire. S-a pierdut un proces de către cei care au pus în practică această destituire și alegerea unui așa zis nou mitropolit. Și acum suntem în fața unei dispute civile în instanță, unde Asociația Apărătorii Drepte Credințe a solicitat dizolvarea Asociației Religioase Biserica Ortodoxă de Stelvechi. La primul impact, ați spune că dumneata, dacă conduce această Asociație Apărătorii Drepte Credințe care a promovat această solicitare în instanță, ești dușmanul bisericii, că dorești să o dizolvi. Așa pare. Deci așa pare. Numai că există și explicații la aceste lucruri și tot ceea ce am făcut și facem, facem cu binecuvântarea și aprobarea mitropolitului pe care a lăsat-o scrisă în acte. În momentul în care faci parte dintr-o organizație, fie aceasta și religioasă, și știți foarte bine, ați condus și dumneavoastră, ați făcut parte din anumite structuri ONG-uri și știți că structurile acestea, practic, sunt niște structuri care nu ți aparțin, doar le administrezi, da. Dar se întorc tot în patrimoniul la guvernului, da? Dacă nu îți atingi obiectivele respective pentru care ai format asociația. Și atunci, în momentul în care, timp de 30 de ani de zile, cei care au fost în conducerea acestei biserici nu au avut absolut nicio grijă să ofere garanții de legalitate celor care fac parte din biserică. Și mă refer aici la respectarea statutului de organizare și funcționare, respectarea legii ANAF-ului, depunerea bilanțurilor anuale, formarea comisiilor de cenzuri,
transferurile de sume bancare, patrimoniul înregistrat conform legii, neînstrăinat conform legii și toate acestea. 30 de ani s-a lucrat ca în junglă. N-a făcut nimeni nimic, a făcut totul de fațadă și toate acestea s-au întâmplat sub trecerea, să zicem, cu vederea aspectelor și de ordin contravențional, dar și penal, de către funcționari din instituțiile statului de pe raza județului Suceava. 30 de ani de zile. Dacă pe dumneata la firma pe care vă deții nu-ți depui declarațiile lunare la timp, ai fost avertizat și a doua oară sancționat. Eu vă întreb pe dumneavoastră, 30 de ani de zile, cine a avertizat și de ce nu a? Ca și cum ar fi un stat în stat. Adică e o grupare care nu vrea să se supună legislației românești. Da, numai că cei care sunt conduc instituțiile statului și cunosc acest fenomen. Și nu numai că nu fac nimic să îndrepte lucrurile, dar pun batista pe țambal. Cu pe simpla motivație, nu mai ne mai face referirile la legăturile acestea, că la mănăstire mergem și facem și acolo o chermeză, mai facem și altele, mai ieșim cu la vânătoare cu câțiva călugări, mai merge pe Delta Dunării și stăm vreo săptămână acolo. Beneficii reciproce. Beneficii reciproce. Ne mai plac și femeile, mai vin și anturaj. Nu contează că sunt călugări sau sunt lucruri reale. Adică eu nu pot să le exprim. Sigur, aveți dovezi. Sigur, da. Deci sunt lucruri reale care le-am exprimat. Nu este pentru prima dată când le exprim aici în fața dumneavoastră. Toate aceste lucruri au venit cu complicitatea celor din instituțiile statului. Acum, noi am cerut dizolvarea pentru simplu motiv că această asociație nu mai oferă garanții de legalitate pentru membrii săi. Noi dacă cunoaștem aceste fenomene și noi dacă nu le stopăm având cunoștință de ele, și încercăm să ne ținem la distanță, zicem noi, de responsabilități. Să știți că și fapta prin omisiune se pedepsește. Și atunci am luat atitudine și am zis așa. Nu mai există nicio soluție, dat fiind că l-au destituit ilegal pe metropolitul în funcție, nestatutar, ceea ce printr-o sentință se face dovada săptămâna trecută că le-au respins cererea de alegere a metropolitului lor. Da? Dacă s-a făcut nestatutar și toate se puteau face statutar cu semnătura președintelui în funcție, odată trecută la cele veșnice, nu mai ai acea semnătură, nu mai ai posibilitatea să te întrunești în ședință legală, să te constituiești și nu mai ai capacitatea să conduci această organizație. Și atunci noi am avut de ales. Am avut de ales între a pune și noi batista pe țambală și să zicem, măi, treaba lor, e problema lor. Noi ne vedem de treburile noastre. Cum? Așa și-au văzut creștinii de treburile lor 30 de ani, cu toate că au cunoscut de fenomenul acesta de 30 de ani. Nu ne punem noi rob cu popa, mai ales că mulți dintre erari care erau întrebați, dar ce s-a făcut cu terenul acela donat, care a intrat în proprietatea societății cutare? Păi omul a donat pentru biserică, nu pentru a-și face construcție o societate cutare. Ce s-a întâmplat? Și atunci ierarhul, iritat de aceste întrebări, a zis, nu-i treaba ta. Ai zis de treaba ta, nu știm ce face. Și i-am lăsat 30 de ani, că ei știu ce fac. Dar în momentul în care ei au venit și l-au destituit ilegal, necanonic, pe întâi stătătorul în funcție, atunci am venit și am pus întrebări. Și am zis toate până aici. Pentru că aici nu mai este vorba nici de patrimoniu din parohia X, nu mai e vorba nici de sumele de bani care se spală prin anumite conturi, nu e vorba nici de ce faceți voi în nume personal, e vorba de întâi stătătorul bisericii care odată ce voi l-ați dat jos ați provocat schisma în biserică. Și schisma din biserică ne afectează pe toți din punct de vedere
principală obiectivului pe care îl avem în această biserică, mântuirea. Ierarhia, succesiunea apostolică. Și atunci am venit și am întrebat. N-am fost mulți la număr, dar eu am rămas consecvent acestor principii datorită și implicării familiei noastre. Am construit o biserică, un cimitir, ne-am implicat în totalitate. Chiar vreau să le spun celor care ne urmăresc că din locul în care mă aflu se vede tur la unei bisericuțe foarte frumoase, un cimitir foarte bine îngrijit, pe lângă care trec de fiecare dată cu respect și cu venerație, foarte bine organizat. Este o contribuție specială a familiei Lășoaia în acest loc, în apropiere de Pașcani, și îmi spun mie însumi că n-are cum să lupte împotriva bisericii un om care este atât de implicat și are atât de multe relații cu tot ce ține de biserică. Aici ați punctat aspectul acesta de familie și de implicarea noastră în edificarea acestor construcții. Noi nu am avut niciodată pretenția să spunem că până la ultimul bănuț familia Inășaia. Nu, au contribuit marea masă de creștini. Numai că noi am fost donatorii terenurilor. Am fost administratori, ne-am ocupat în permanență pentru ca aceste edificii să fie finalizate și, bineînțeles, impactul a fost major și financiar din partea noastră. Și au venit tot felul de aspecte, că ai avut un interes, că ai avut alte, că ai trăit de pe urma bisericii, că ai mâncat colaci și așa mai departe. Vreau să amintesc ceva creștinilor, cei care nu ne cunosc pe noi și cei care încearcă să manipuleze prin aceste dezinformații. Familia Ilășoaia, atunci când a început construcția la biserică, noi aveam o fabrică de pâine. Noi produceam colaci. Noi nu aveam nevoie să mâncăm colaci de la biserică. Da. Și tatăl meu s-a implicat în mod direct în construcția bisericii și și-a luat acest angajament. Haideți, aici o să ating un punct sensibil care ține de familia mea și care trebuie să-l lămuresc, domnul Nicușor, pentru că să nu mai pot permite, după 13 ani de la decesul tatălui meu, Dumnezeu să-l odihnească, să fie poneglit și să fie necinstită memoria acestea la sacrificiile pe care le-a făcut. Tatăl meu, împreună cu bunicii mei, au donat o bucată de pământ și au început construcția unei biserici. Mitropolitul de la acea vreme i-a zis cu limbă de moarte, dacă nu te ții de biserică să o finalizezi, să n-ai parte de mântuire. O responsabilizare foarte puternică. Tatăl meu, așa cum eu l-am cunoscut de când mă știu, a fost un om corect. Un om corect față de principiile și valorile în care a crezut. Slăbiciune avem toți, greșele avem toți. Dar când a fost vorba de biserică, de Hristos, de Dumnezeu, aici nu făcea rabat la nimic. Mă refer și la posturi și la... Noi țineam foarte strict și posturile de peste an și rânduia la bisericii. Eram practicanți. Noi am fost practicanți, nu am fost doar o dată pe an, de două ori la biserică, da? În situația în care tatăl meu s-a implicat în construcția bisericii, a avut nevoie să fie strânsă legătură cu conducerea Asociației Religioase Biserică Ortodoxă de Stil Vechi pentru a primi împuterniciri, documente, că toate aceste edificii au fost înregistrate pe Asociația Religioasă Biserică Ortodoxă de Stil Vechi. Tot acest patrimoniu nu a rămas familiei Ilășoaia sau a rămas pe zona Pașcanului la preotul din Pașcan. Nu, toate au fost înregistrate în patrimoniul acestei asociații. În momentul în care a intrat în legătură cu acest fenomen al patrimoniului, cu anumite documente, a descoperit acele mari grave nereguli din asociație. Și așa cum sunt și eu, când văd ceva neregulat, să trag de mânecă,
Și zic, aici nu e bine, faceți ceva, că pierdem și noi, pierdeți și voi. Și a devenit incomod pentru conducerea. Dar conducerea nu la nivelul de mitropolit, pentru că mitropolitul era ajutat în funcțiile administrative de un vicar, de un arhiereu vicar. Și arhiereul acela vicar se ocupa de tot ceea ce însemna secretariat, administrație, patrimoniu și așa. Și tatăl meu avea o strânsă legătură cu acel vicar, mitropolitul. Că mitropolitul a aflat conducătorul bisericii despre anumite evenimente foarte mult timp, foarte mult timp după toate acestea, de la mama mea, și a explicat multe lucruri. Și cu acest vicar, intrând în aceste contradicții, contradicții în sensul, vedeți că aveți o problemă, rezolvați-vă problemele. Noi aici, pe zona Pașcanului, tatăl meu a avut grijă să fie și autorizație de construcție, cum era după Revoluție, dar a căutat toate acestea. Așa a fost format, să respecte legea. Da? Și în momentul în care a atras atenția, au venit cu ostilitate împotriva lui. Și chiar fratele acelui vicar a fost, este și astăzi, preot în parohia Pașcan, pe care tatăl meu l-a adus, că e necăjit, e sărac, și haide să-l aducem. Și acela s-a pornit împreună cu fratele împotriva tatălui meu. Și la un moment dat, tatăl meu a intrat într-o problemă foarte gravă de sănătate. Se pierdea capacitatea de a vorbi progresiv. Avea probleme cu inima, dar ceea ce i se întâmpla pe această structură a vorbirii, așa, nu avea nicio legătură cu factorul cardiac. Știți foarte bine, și un atac vascular, că sunteți de specialitate, și un atac vascular ai o hemiplegie, o semipareză, dar nu ai defecte de vorbire în sensul doar acestea să fie atrofiate, da? Da. Laringe, faringe și așa mai departe. E toată zona care ține de impactul cerebral cu acea hemoragie sau acel atac vascular ischemic. Și diminuarea vorbirii și a înghiții, nu mai putea înghiți. În cele din urmă, după multe suferințe, a decedat și la 7 ani l-am dezgropat. Este tulburător pentru mine și dați-mi voie să îmi revin așa ca emoție. Și după ce l-am dezgropat, am observat că zona gurii, zona unde avea problema, era cu o problemă de distrugere a țesutului nu complet. Cum se zice, neputrezit. Conservat. Da, conservat. Dar nu în totalitate, o formă. Și atunci am întrebat, preoții, am întrebat ce se întâmplă cu chestiunile astea. Dar nu am avut niciodată un gând pe latura medicală, să-mi pun o întrebare. Da? Ce s-a întâmplat acolo? După care mama mea îmi mărturisește un secret. Și mi-a mărturisit și mi-a zis, nu am dorit să-ți spun cât a fost el în viață, pentru că este șocant și te știu cum ești. Și știu ce ai fi, cum ai fi reacționat. Tatăl tău a fost otrăvit. Știu și de cine. Mercur? N-am făcut să știu, da, dar a fost otrăvit. I s-a dat o substanță care i-a atrofiat progresiv aceste glande. Da? Începând de la amigdale până jos, laringe, faringe și mușchii aceia, dacă odată a atrofiat, nu mai poți face înghițirea voluntară, știți? Da, da. Când mesteci, amesteci tot și înghițirea nu mai putea face. Și, bineînțeles, i-a aplicat o stoma, gască stoma, și l-am hrănit prin stomac direct, cât am mai avut zile. Și numai Dumnezeu știe și noi
cât de greu a trecut pentru el un an și ceva să nu poată mânca și așa mai. Suferință foarte mare. Ca după o perioadă de timp, după ce l-am dezgropat, să primesc această informație. A fost un șoc total pentru noi și am zis, bine, haideți să facem ce trebuie de făcut, necropsie, și mama mea a refuzat acest lucru. Nu vrea să mai întâlnesc suficient de mult. De aceea, domnul Nicușoară, ori de câte ori aud pe cineva că spune că tatăl meu n-a putrezit și eu voi ajunge ca tatăl meu, tot timpul mă gândesc la această blestemăție. Și vă întrebați dumneavoastră, de ce a fost făcut așa? Și de ce a fost făcut așa? Putea să îi facă un rău să afecteze alte organe sau să-i facă un rău total, da? Să-l otrăvească și să mă... De ce a făcut așa? Haideți să vă spun perversitatea. Și poate credeți că nu se poate întâmpla așa ceva. Și vă spun că se poate întâmpla și mai rău. Cu cel care a intrat în dispute, cei din jur, cunoscând aceste dispute, știind că tatăl meu are dreptate, lumea a început să se agite. Și a zis, da, unde e terenul meu? Dar de ce mi-ai vândut terenul care l-am donat? Responsabil fiind acela care era vicarul metropolitului, care se ocupa permanent de ani de zile de acest patrimoniu. Și a pus la cale un plan diabolic. Fiind în structurile soroșiste, cu relații foarte mari și în zona criminalității, i s-a dat asupra o substanță pe care o folosesc serviciile secrete și a introdus-o în cafeaua tatălui meu. Și acea substanță a acționat progresiv în timp și i-a provocat ceea ce a provocat. Și vă întrebați, de ce nu l-a otrăvit? Putea să o facă? Să-și piardă viața, da? Îl otrăvește, pe de o parte, pentru că sunt otrăvuri care nu pot fi descoperite nici la necropsie, dacă vin pe această filiară. Sunteți de acord cu mine, nu? De acord, da. Deci putea să-l otrăvească, putea să moară, sigur. Da? N-a făcut-o. Nu din teama că este descoperit sau se descoperă, da? Dar blestemăția a fost mai mare. Îi trebuia o substanță să-i atrovieze vorbirea și să spună, a vorbit de preoți, uitați cum a ajuns. Blestemul nostru l-a ajuns. Cine mai are vreodată curaj să vorbească despre noi, cai lășoarea l-a ajuns. Da. Gândiți-vă dumneavoastră când eu am primit aceste confirmări de la structurile de forță. Cum îmi este mie inima? Și acum, cum pot eu să accept această blestemăție și în ziua de astăzi, introdus în spațiu public tot de ei, din rândul prelaților, a călugărilor, că Ilășoaia aveți răbdare că va ajunge ca tatăl lor, să nu-i putrezească gură că a vorbit de noi. Și ei au apelat la acest plan să manipuleze pe creștini. Deci, când ministrul secretar de stat, știți foarte bine că am făcut politică și în perioada 2000-2004 am fost consilier județean în cadrul structurii Partidului Social Democrat, în perioada de vârf al social-democrației în guvernul nostru. Am avut relații, nu pot să spun că m-ați întrebat cine este Gabriel Ilășoaia. Gabriel Ilășoaia este un om la fel de simplu ca fiecare om. Numai că noi am dorit să ne depășim condiția. Și tatăl meu a dorit să-și depășească condiția. Și am învățat acest lucru de la tatăl meu. Tatăl meu, după ce s-a căsătorit, el a fost argat
Nu avea nici serviciu, nu avea. Argat. Și a muncit argat la o cursilică. Hrănea animalele și făcea. Și făcea naveta o dată pe săptămână, venea a copilașul la noi acasă, peste dealuri să ne aducă mâncare și așa mai. Și ani la rând a fost argat. Și a dorit să-și depășească condiția. Și a început să învețe meseria de brutar. Și s-a angajat brutar. S-a angajat brutar, a luat-o și pe mama mea și a încheiat la bătrânețe, la pensie, a încheiat activitatea profesională ca șef de echipă la zeci de sute de oameni. Un om cu 8 clase, nu cu mai mult, dar datorită faptului că era foarte priceput în meseria lui de brutar, foarte conștiincios și corect, atunci, pe timpul comunismului, știți foarte bine că nu se pune atât de mare accent, că dacă n-ai studii, nu poți să accesi la, să te ridici la o funcție de conducere. Și ani la rând a fost șef de echipă și a lăsat în urma lui oameni instruiți în ale murăritului, ale planificației și la loc de cinste. Eu, dintre toți frații mei, am fost cel care mi-a plăcut această meserie de brutar. Și am urmat studiile școlii profesionale de la liceul alimentar de la Suceava. Am avut bursă de studii, am finalizat școala profesională, m-am angajat și după Revoluție, dat fiind că eram priceput ca și tatăl meu și preună cu tatăl meu, am construit o fabrică de pâine. Și din momentul acela, fabrica de pâine am condus-o eu, tatăl meu era la pensie, mă sprijineam tot ceea ce făceam. În anul 1998 am devenit cel mai tânăr antreprenor din județul Iași și firma mea s-a aflat pe locul 3 în top firmele private din județul Iași. La cifre de afaceri, la angajați, am avut peste 60 de angajați și am avut o recunoaștere publică datorită acestui impact. Eram și foarte tânăr, avem și foarte mulți angajați, avem și foarte mare cifre de afaceri. Bineînțeles că invitația a venit din partea politicului în 98. Ei nu au pierdut această ocazie să invite un tânăr în confesie, în structura lor. Și m-am implicat. Așa am considerat că și partidele politice, și structurile religioase, și alte structuri sunt în slujba cetățeanului, nu? Așa, deci teoretic. Logica, da. Da, logic. Și bineînțeles că m-am hămat și la această activitate politică. Numai că acolo eram pus să fac anumite activități contrare principiilor mele. Nu neapărat că era ieșit din comun, dar contrare principiilor mele. Voi le faceți, eu nu fac aceste lucruri. Și mi-am câștigat, așa zis, ostilitate din partea băieților din jur. Și în momentul în care veneau perioadele electorale, veneau și listele de să urci pe listele. Și mereu spunea Vilășoaia când o să aibă bacalaureat și studii medii, atunci o să fie pe liste. Până nu are acest lucru, el cu școală profesională nu are acest lucru. Nu conta activitatea mea, participarea mea financiară în partid, pentru că eu eram om de afaceri. Dar acolo sunt oameni care sunt în politică astăzi și nu au astfel de... Dacă faci parte din sistem, dar eu nu eram în sistemul ăla. Eu eram deja într-o ostilitate cu ei și singurul mijloc să mă țină departe de ierarhie a fost aceasta, a nu ai studii. Și atunci, așa cum am învățat de la tatăl meu, să îmi depășesc condiția. Am continuat studiile, am urmat 3 ani la Seral de liceul la matematică informatică, mi-am luat diploma de bacalaureat, da? Și în cele din urmă am devenit președintele Asociației Micilor Întreprinzători din județul Iași, filiala Pașca, unde conduceam o structură de 200 de agenți economici.
Bineînțeles că odată ce ești președinte, odată ce ești vizibil în spațiu public și ai tot felul de întâlniri, conferințe, trebuie să te duci pregătit. Și tot timpul am căutat să fiu un autodidact. Aveam în subordine un departament juridic cu juriști, avocați. Bineînțeles, ca să știi ce să le cer, trebuie să cunoști legislație. Și atunci am învățat și legislație cât am putut și am devenit așa cunoscător ale juridicilor. Deci tot timpul am căutat să fiu un autodidact, nu neapărat să mi-aduc o diplomă sau alta. În momentul în care au intervenit probleme de sănătate, datorită stresului și multor altor factori, am trecut peste un divorț urât, cu probleme foarte mari. Stresul și-a pus amprenta și am intrat într-o cont de umbră de punct de vedere a stării de sănătate. Chiar eram la pământ, eram praf. Dumnezeu a rânduit să fiu recomandat la o doamnă doctor din Republica Moldova. Să abordez și altă cale decât cea lupată. Până în perioada respectivă, abordasem toate căile alopate de tratament, dar dacă era vorba de boală psihosomatică, nu se putea rezolva cu un tratament chimic și așa mai departe. Și am ajuns în cabinetul acestei doamne doctor de la Chișinău și, bineînțeles, a început pe calea terapiilor complementare că de acest lucru se ocupa și să-mi recomande ce am de făcut. Dar primul lucru pe care mi l-a spus, dacă doresc să devin sănătos, și poate și dumneavoastră ați întâmpinat așa ceva, a zis, dorești să te faci sănătos? Cine să zică nu, când ești praf? Și atunci a zis, dacă vrei să te faci sănătos, în primul rând vreau să știu dacă ai voința să te faci sănătos. Pentru că trebuie să faci niște schimbări mari. Și nu puține, și nu mici. Mă gândeam ce schimbări, câți bani să-i mai dau și la... Da? Pompase bani la greu. În ce zonă să mă duc? La Viena? În Turcia? Unde să mă mai duc? Și atunci a zis așa, dacă vrei să te faci sănătos, uite, îți dau o carte. Mi-a dat cartea Corpul Uman. Citește-o. Nu trebuie să fii medic. Este o carte pentru cei care dau testele la noi la medicină, în fazele primare. Nu e greu de înțeles. Tu citește-o. Pentru că când vei ajunge să-ți cunoști corpul uman, vei ști ce ai de făcut. Și am început să studiez eu, brutar. Om de politică. Mi s-a pus om de politică. Președintele oamenilor de afaceri, mi s-a pus în față cartea aceea, Corpul Uman. Dacă o să vedeți, e clasa 8 sau nu știu ce e, Corpul Uman. Și a zis, ia și citește de acolo și te întreb, îți dau test, să-mi spui ce ai reținut. Și uitați, așa am ajuns să-mi înțeleg corpul. De ce am recomandat în alimentație niște schimbări? De ce trebuia să mă culc la o anumită oră? De ce trebuia să mă hidratez? De ce trebuia să nu fac unele amestecuri de alimente? De ce nu trebuia să mai consum cafea? De ce nu mai trebuia să consum alcool? Și multe alte. Dar fiind în cunoștință de cauză, spunând, ai văzut ce face ficatul? Uite ce face produsul. Deci vă dau exemplele astea ca să înțelegeți că Dumnezeu mi-a rânduit, mi-a oferit o cale de înțelegere a fenomenului în general, ceea ce reprezint eu. Nu neapărat niște căi directe, fără prea mult efort și ajunge acolo. Mi-a plăcut foarte mult cum mi-a plăcut brutăria. Așa mi-a plăcut și noul domeniu, da? Medicul respectiv a văzut că la mine este mai mult decât o dorință mai mare și a zis, uite,
ca să te poți ajuta, te înscriu la cursurile de kinetoterapie și masaj din Centrul Republican din Chișinău. Vii de atâtea ori pe lună, nu trebuie să vii fiecare zi, vii la cursuri, vii la aia, dar facem și practică. Și să înțelegi foarte bine cum să faci mișcările, kinetoterapia asta înseamnă, mișcările organismului, oasele, cum nu știu ce, și făceam terapii pe bolnavi, pe nu știu ce, în centru, în spital. Am absolvit cursurile acelea, nu era o problemă, nu era mare, ce așa, deja cunoșteam corpul uman, am luat și am obținut certificatul de medicină complementară de la Centrul Republican de Medicină. Și atunci a zis, văd că ești băiat isteț și îți place ceea ce faci, vrei să faci mai mult decât atât, pentru tine am văzut ce faci și poți să faci. Dar vrei să-i ajuți și pe alții? Da, nicio problemă. Mergi cu mine la Moscova. O propunere? Deci, da, da, pe mine nu știam ce mă așteaptă, ce eu urmam oricum. Am început să mă simt bine. Eram în largul meu. Aveam altă viziune asupra vieții. Era total schimbat. Și m-am luat la Moscova. La Moscova, doamna doctor făcea periodic specializări pe medicină energoinformațională. Adică structura pe care mergea era terapiile complementare, medicina naturistă și medicina energoinformațională. Biorezonanță, cum zicem, dar nu simplă biorezonanță, că biorezonanță fac mulți cu aparate, tot felul. Nu, acolo și am ajuns la institutul, la societatea internațională Vladimir Mihailovici Bekhterev din Moscova, cu tot felul de aparate, de-ți lua ochii în institut mare, tot felul de aparaturi și a zis, uite, îți achiziționez aparatul acesta, picuț, simplu, pentru înțelegerea ta, pentru toate astea, și începi să cunoști mai bine corpul uman prin acest dispozitiv și acest, cum îi zice, avem noi site-ul ăla de lucru complex. Da, e cursul online. Cursurile online și este o structură în calculatorul tău în care tu te ghidezi pe toate aceste principii pe care le folosești cu biofeedback și așa mai departe. Și am început să mă specializez și în așa ceva. Da? Și am obținut diploma de specialist în fază incipientă, da? În biorezonanță, în 2005 era, spre 2006. Și am început, m-am reîntors în România și am început din 2006 să practic. Acum ne cunoaștem foarte bine. Știm de unde am plecat. Și de 2006 până în 2013-2014, am avut un interval de timp de acumulare de cunoștințe și la urmă, în 2014, s-a finalizat un examen de titularizare pe medicina respectivă și am obținut certificatul, da, de studii pe medicină complementară, da? Adică medic specialist pe medicină energoinformațională. În România aceste studii nu sunt echivalente, pentru că noi nu avem institute similar. Da, similar de specializare pe medicină energoinformațională. Sunt aparate de biorezonanță înregistrate medical, le folosesc medicii de familie, dar noi nu avem o structură de învățământ ce ține pe medicina energoinformațională ca să pot să fie echivalat. Și atunci, studiile mele în Moscova sunt superioare, da? Dar lipsa echivalării în România sunt post-liceale. Deci eu exercit această funcție, această profesie de drept,
ca specialist în medicină energoinformațională, dar nu cu recunoaștere pe studii superioare post-liceale. Cu toate că în diploma mi-a scrie doctor Gabriel Ilășar, dar niciodată nu m-am afișat doctor pentru că era incompatibil cu statutul de doctor în România. Trebuia să faci parte din colegiul corpului. Noi nu aveam institutul, nici colegiul medicilor specialiști în medicină și nu puteai să-ți arunci acest drept. Dar tot ce ține de medicină alternativă nu prea are acoperire pe zona nici, noastră. Nici asta nu are acoperire, dar mai ales medicina energoinformațională. Da? Că aici vorbim de o societate internațională de medicină energoinformațională, nu de biorezonanță. Bănuiesc acolo la acele studii nu erau doar cetățeni români sau cetățeni ruși, din întreaga erau lume. din întreaga lume. Da, era societate internațională. Tocmai de aceea. Da, care veneau la specializări din toate, foarte mulți arabi veneau. Din lumea, din zona asiatică, erau cam 70%. Din Europa, cam în jur de 2-3%. Da? Din partea aceasta de Europa noastră, da? De Est, foarte mulți erau și moldoveni, pentru că era legătura aceasta cu institutul. Dar de România nu am avut, am fost primul care am fost specializat la ei pe medicină energoinformațională. Aș vrea să fac o conexiune între spiritualitate și noua dumneavoastră calificare, aceea de medic în medicina energoinformațională. Sunt ele compatibile sau, așa cum am auzit diverse expresii, cine face biorezonanță nu e cu Dumnezeu sau e ceva obscur, există o legătură, va întări dumneavoastră relația cu Dumnezeu, practicarea acestui tip de terapie? În primul rând, este o terapie sau este o formă terapeutică asigurată prin intermediul unor instrumente inventate de om. Deci vorbim de înțelepciunea umană. A negat vreodată Hristos înțelepciunea umană? Nu. Nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne-am înțeles, da? E înțelepciunea umană? Da. Sistemul acesta de evaluare este un sistem care ține de partea energo-informațională a corpului uman. Adică este o formă și fizică, și energetică, și informațională. Ceea ce în medicina alopată nu este recunoscută această structură holistică sau holismul acesta. Și este respins. Nu din considerentele profund științifice. Pentru că nu au aceste elemente să respingă. Dat și faptul că mulți au îmbrățișat din medici alopați acest tip de evaluare prin biorezonanță. Da? Sunt foarte mulți medici care practică și biorezonanța în cabinetele lor, chiar dacă nu sunt subvenționate de stat, dar practică. Problema a intervenit aici pe partea aceasta instituțională cu medicina alopată, putem înțelege. E o altă structură, venită un pic din partea Rusiei, avem un pic de ostilitate de acolo, înțelegem. La nivel de politică, de stat, înțelegem lucrul acesta. Dar de ce credeți că au intrat cei din biserică în această ostilitate? La cabinetul nostru, dumneavoastră sunteți și dumneavoastră specialistă, la cabinetul nostru, când vine pacientul, clientul. Haideți să spunem că la noi clienți vin, pentru că pacient, noi nu vrem să avem pacienți. Nu vrem să fim în halat. Să ne uităm acolo. Să ne uităm și la... Să ne uităm și acolo. Da. 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 De ce ne uităm acolo, stimați prieteni? Pentru că ceea ce vorbim acum, sunt lucruri foarte importante. Ei
au considerat că relaționarea asta între specialist și om, din punct de vedere holistic, este un pericol pentru el. De ce? De ce? Pentru că omul, când îi dai încredere în forțele lui proprii, când îi spui că el este cea mai importantă persoană din univers, când îi spui că vindecarea vine din interiorul tău, când îi spui că Dumnezeu e în interior, nu în exterior, atunci intră în contradicție cu interesele lor de manipulare. Aici este supărarea lor. Pentru că omul zice așa, dar mie popa mi-a zis că fără el nu pot face nimic. Fără rugăciunii nu pot face nimic. Fără acatistele lui nu pot face nimic. Fără pomenicile date de el nu pot face nimic. Fără să plătesc pomenirea la mort prin preot, el nu are iertare decât prin el. Dar îmi spune cineva care mi-o spune și pe înțelesul meu și am cules rezultate că eu sunt forța cea mai mare din univers. Asta este îndauna lor. De aceea ei au venit cu această putere împotriva celor care promovează așa ceva. De ce? Că prin această evaluare, prin medicină energo-informațională, poți să depistezi cauzele bolilor în fază incipientă și poți să îl ajuți pe om înainte de a intra pe acest culoar al bolii. Poți să îl împuternicești pe el. Și să îl împuternicești, dar odată cu evaluarea fazele incipiente ale bolii, el nu mai ajunge să traverseze boala. Și atunci este un pericol, evident, pentru structura alopată, că își pierd din aderență, dar își pierd și popii aderenței. Și atunci ei spun, e de la dracul. Da, dar i-am zis, veniți și demonstrați ce este de la drac. Veniți, desfaceți aparatul meu, dar plătiți 10.000 de euro în drac. Desfaceți aparatul meu, veniți în softul meu și intrați. Vedeți ce-i satana, ce-i Dumnezeu, ce. Și atunci veniți și îmi demonstrați științific că este de la satana. Nu satana sunteți voi, care i-ați ținut manipulați prin intermediul religiilor pe oameni. Religia înseamnă Hristos. Să ne înțelegem foarte bine. Religia, o frază de dâns și inventată cu a ei putere să te aplece în jug. Așa. Hristos este relația directă între mine și el. Și Hristos este calea, adevărul și viața. Ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să mă supun popilor sau trebuie să caut calea? Eu trebuie să mă încuvințez că dacă popa m-a pomenit, eu sunt și mântuit, sau eu trebuie să trăiesc în adevăr ca să mă mântuiesc? Să fac eforturile care sunt în adevăr. Da. În adevăr. Sau să mă culc pe ureche că sigur, sau să mă culc pe ureche că am plătit. Am înaintat. Am plătit. Da. Sau eu am viața veșnică mi-a acordată doar prin avocații, care sunt popi. Eu nu am niciun avocat. Între mine și Hristos nu este nimeni. Poate să fie lângă mine preotul, care este mult mai responsabil să mă învețe cum să am trăirile respective. Dar el trebuie să fie un exemplu. El trebuie să fie puterea exemplului, ceea ce ne lipsește astăzi. Lideri autentici. Lideri autentici, dar măcar în biserică să rămână lideri autentici. Ceea ce acum, din păcate, nu mai avem așa ceva. Și în concluzie, pentru că am depășit, poate, cadrul emisiunii. A fost spre binele audienței, ca să poată să clarifice. În concluzie, mă rog, eu, Gabriel Nașaia și Asociația Apărătorii Drepte Credinți, avem un singur obiectiv. Păstrarea Drepte Credinți. Și să putem să-i ajutăm pe foarte mulți prin informațiile noastre să-și deschidă conștiința de creștin adevărat. Nouă nu ne trebuie alt instrument decât adevărul pentru a deschide conștiința. Acest lucru le-am cerut de 2 ani de zile creștinilor și preoților. Și nu că le dau sfaturi, nu mă substitui duhovnicilor sau urmă, dar atât le-am spus, atât timp cât nu acceptați adevărul istoric al bisericii noastre, acel prezent al bisericii noastre
Și noi să lucrăm pe acest adevăr, să construim pe acest adevăr și vreți să rămânem tot pe minciuna. Eu nu voi fi niciodată împreună cu voi. De aceea adevărul îi supără, adevărul îi deranjează, pentru că cu adevărul nu poți manipula. Și cu adevărul nu te poți îmbogăți. Te poți îmbogăți doar cu manipularea și doar cu minciuna. Creștinii trebuie să aleagă. Vreți să rămâneți în manipulare? În minciuna? Mergeți cu sinodale. Vreți să mergeți cu adevărul? Nu mergeți cu el așa. Mergeți cu ceea ce spune Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dragi prieteni, am căutat să fim imparțiali în acest interviu. Îndemnul pe care vi-l fac la final este aceea de a pune adevărul pe primul plan. Adevărul vă va mântui, este exact ceea ce spune și Iisus, și cunoașteți acest adevăr și practicați-l în viața de zi cu zi. Pe noi ne găsiți în această lume în Pașcani, în Bacău. Suntem în Pașcani cu cabinetul pe Vârfuteanului 65. Da, aici practică medicină energoinformațională domnul Gabriel Lășoaia. Ne puteți... Nu facem reclamă. Nu dar facem. Dar este important să ne punem în slujba celor care își doresc informații mai multe. În mediul online găsiți canalele noastre pe YouTube, de asemenea pe TikTok. Le puteți adăuga în lista dumneavoastră de favorite pentru a putea să vă informați, să aveți și opinia noastră vis-a-vis de subiectul atât de disputat al Bisericii Ortodoxe de stil vechi. Tuturor vă mulțumesc pentru atenția specială pe care ați acordat-o și o veți acorda acestui subiect și să ne auzim cu bine și Doamne ajută, cum stă sănătate, mai bine. Sănătate, numai bine. La revedere. Mai bine.